Noapte de foc în capitală, un întreg complex de magazine a ars violent chiar în apropiere de stadionul Stelei. Flăcările mari amenințau să se extindă și la casele din apropiere, așa că oamenii și-au luat copiii de mână și au fugit speriați în stradă. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale cu apă și spumă ca să înlăture pericolul, însă nu au mai putut salva mare lucru. Proprietarii magazinelor au privit neputincioși cum focul le înghite afacerile. Puțin după ora 19, o bubuitură puternică scoate din case zeci de oameni care nu mai contenesc cu apelurile disperate la 112. Mai multe echipaje de pompieri ajung de urgență la fața locului și se mobilizează ca să stingă incendiul violent. Apă pe linia asta! Aici la mine magazin! Proprietarii magazinelor din complexul comercial privesc cu groază cum focul le distruge bunurile. Ei încearcă să le dea indicații pompierilor de pe margine, însă nu reușesc mare lucru. Flăcările puternice înghit bucată cu bucată acoperișul clădirii. Zeci de oameni au privit cu sufletul la gură intervenția dificilă a pompierilor. Proprietarii magazinelor au sperat până în ultima clipă că mai pot salva din bunuri. Am luat astea și mai sunt niște acte de firmă care trebuie să le recuperăm și pe alea după nou. Doar cu asta ați mai rămas? Și cu speranțe multe, nu... Ce ați pierdut în urma incendiului? Mai probabil utilajele mele, care munceam cu ele și o grămadă de haine de la oameni pe care eu le modific, le fac, le... Ce ați reușit să salvați? O vrăbiuță și geanta mea. Oamenii au ieșit în ultima clipă din clădirea care s-a transformat într-un munte de foc, dar și din casele din apropiere. Ei au încercat să stingă singuri flăcările, dar le-a fost imposibil. Infernul ar fi pornit din cauza unui scurt circuit. Noi când am fost, am ieșit afară și am încercat să stingem cu apă, cu niște gălezi, cu de-astea, dar... Cred că doar vreun scurt circuit ceva. Mulți dintre ei erau înăuntru, dar au ieșit, nu s-a întâmplat nimic lor, nu s-a întâmplat absolut. S-au mai scos și anumite utilaje, mașini de cusut. De la ce a pornit? Nu știm, ne-am trezit cu... s-a întrerupt lumina. S-a întrerupt, am ieșit afară, erau flăcările mari. Într-o dată, flacără mare. A flamat firele la stâlp, alimentarea care vine de la stâlp la prăvălie, a flamat, a făcut scânteie și de acolo s-au văzut trecătorii și din autobuz și de altă ars. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în incendiu, însă pagubele sunt imense. Complexul de magazine a fost distrus aproape în totalitate și mai mulți oameni vor trebui să-și găsească acum de muncă.